Ruga de la Belinț a fost una cu prezență record de public. Surprizele muzicale și nu numai pregătite de organizatori i-au determinat pe amatorii de bună dispoziție să iasă în număr de Ordinul Miilor la sărbătoarea satului. Două zile au fost de petrecere, în 6 și 7 mai, în organizarea primăriei comunei Belinț și a Consiliului Local. Întâlnirea a avut loc cam fiecare an pe platoul din proximitatea Bisericii Ortodoxe din Belinț pentru a sărbători alături de cei dragi, de oaspeți și de toți cei care au dorit să ia parte la eveniment. În deschiderea evenimentului a urcat pe scenă întregitul ansamblu Hora Belințului. Ce vreme nu pierdem strâmbă la data, de sus sunt în viața noastră, la data, de sus sunt trec două, trei, la data, la data, la data, la trec sunt anii mei, la data, la data, de sus sunt trec două, trei, la data, la data, la data, trec sunt anii mei, la data, la data. În prima zi de petrecere au cântat și au încântat pe cei prezenți îndrăgita interpretă de muzică populară Stana Stepanescu, alături de Cosmin Popa, Boji Ciobotin și formația Banat Express. În următoarea zi, bună dispoziție a fost asigurată de îndrăgita interpretă de muzică populară Lena Miclăuș și formația Frații Marișca.